FC a produs surpriza primei etape a returului de campionat. Cu un singur succes în tur, FC a pornit cu a doua șansă în partida de vineri cu lidera seriei CSM, Avântul Reghin, dar calculele hârtiei au fost răsturnate și FC a câștigat partida cu 1-0, rezultat în urma căruia gruparea vizitatoare a pierdut prima poziție în clasament. Fece Zalău a urcat o poziție în clasamentul seriei A5 a 5-a din cadrul Ligii A3 a 3 la fotbal după victoria la limită, scor 1-0 obținută vineri la orele amiezii în fața echipei CSM Avântul Reghin, formație aflată pe prima poziție a clasamentului înaintea partidei de la Zalău. Unicul gol al partidei disputate pe stadionul municipal din urbea de la poalele Meseșului a fost marcat în minutul 7 de Cristian Tăbârță, care a adus a doua victorie din acest sezon echipei antrenate de Constantin Olariu și Cristian Oros. Chiar dacă încă echipa se confruntă cu probleme financiare și banii promiși de primărie nu au ajuns în conturile clubului, antrenorii și jucătorii au încredere în promisiunile autorităților locale și continuă să își facă treaba cât mai bine la antrenamente și jocurile de pregătire sau oficiale. Mai mult de atât, victoria obținută de Sălăjeni în fața fostei lidere a campionatului. CSM Avântul Reghin a fost depășită în clasament de Luceafărul Oradea. Dă un plus de moral Zălăuan care vor întâlni la finalul acestei săptămâni în deplasare echipa AFC Odorheiul Secuiesc. După 14 partide disputate, FC Zalău ocupă locul 12 în clasament și este la un singur punct de următoarea clasată CS Unirea Dej. În celelalte partide ale etapei s-au înregistrat următoarele rezultate. Sănătatea Cluj Unirea Dej 1 la 0. CS Oșorhei ASF Comuna Recea 1 la 1. FC Zalău Avântul Reghin 1 la 0. CSM Sighetul Marmației Luceafărul Bălan 3 la 0. AFK Cixeredo, Lucea Fărul Oradea 0 la 1. se Iernut, Unirea Jucu 3 la 3. Partida dintre Industria Galda și AFC Odorheiu Secuiesc nu s-a disputat deoarece vizitele medicale ale jucătorilor echipei oaspete au fost expirate.